Bună ziua și bine v-am găsit la Prof. Online cu exerciții de matematică. Așa, bine ne vedem, Mario. O carte. Deci o carte. Și un caiet. O carte și un pix. Un stilou, hai ca să zic. Un stilou costă plus un stilou egal cu 25 lei. Cât costă 3 caiete plus 3 stilouri? O carte și un stilou costă 25 de lei. Cât costă 3 caiete și 3 stilouri? Îl despărțim în două? Nu știu, tu știi. Deci, o carte și un caiet. Gata. Costă 25. Gata. Adică... E diferent, am făcut 3 minus 1, 2 kg. Nu, nu. Adică, aici sunt caiete. Deci... Am făcut 25 plus 25. Asta e de 3 ori câte am înainte. Da. Deci, înseamnă 25 tranșe. Gata. Da. 75. Plus 25. Și plus 25. Și face 75. Ai zis foarte bine. Plec. Cât costă 4 caiete plus 4 stilouri egal cu cât? E ca așa mai sus? Păi tot. Un caiet și un stilou costă 25, dar 4 caiete și 4 stilouri. 75 plus 75. Dar ce-i de 3 ori asta? E de 3 ori un... Pot să fac 75 plus 25. Asta e, adică e de 3 ori și încă o dată. Da. Deci face 75 plus, cât ai zis, plus 25 face 100. Cât costă 8 caiete plus 8 stilouri? 200 de lei! Cum ai plus 4, 100 plus 100. Așa! Foarte tare! Deci ai văzut 100, vezi 4 și plus 100 și ai zis repede, fără să stai pe gânduri, 200. Da? 200. Cât costă? 16. Nu. 8. Nu. 19 caiete și 19 stilouri. Gata. Știu cum fac. Cum? 8 plus 4, 12. Nu. 8 plus 8, 16. Și că 3, 19. Adică? Adică 200 plus 200, 400. Și cu 75, 475. Corect, corect. Deci 200 plus 200, iată la 8 și 8, 16, și plus 75, și ai zis 475. Trebuie să le duc pe toate. 4, 8 și cât costă 42 caiete plus 42 stilouri egal cu 19 plus 475 plus 475. Da, plus 200. Plus 475 plus 100. Plus? Plus 4, da? Așa este, 38. Da. Și cu 4, da? 42 și plus 100 și cât face? Face 100. Și la unități punem 5. La unități punem 5? Da. Păi 5 cu 5 cât vine? Da. 0. Ah, 0.
0. La 10 acum. 7 plus 7 plus aici face 100. Așa, 7 și cu 7 știți cât face? 1000. Va face 1000, dar hai să lăsăm la sute acum. La 10, 70 și 70. 14. Da, și cu 10, 15. 5. Și acum la sute. Zice? 400, 800. Și cu 10, și cu 100, 900. Și cu 100, 1000. 1000. Deci face 1050. 1050. Corect. Acum... 42? Nu, nu. 40 cu 19? O să zicem așa. Cât costă 26 caiete plus 26 stiloane? Plus un 4. Plus un 3. Asta fac 22, da?
Și sunt exact în acea sumă. 19 cât de-a dat la 19? 475. 475. Plus. La 4 lună, da. 26, domnul profesor. Fac 26, da. 26. Nu să corectez. Poate-am greșit. Hai 475 plus 4 care este 100. 475, da. Da. Și la 3 cât este? La 3 este 75. Să uite cât de mai. Avem emoții. Ok. Ia să facem. 75 cu 75? Da. 150. Corect. Plus 100, 250. Da. Și cu 400? 250 cu 400? 600. 650. Același sumar. Același sumar. Deci e foarte tare, foarte corect. Da, la 13, da, plus 13 caiete plus 13 spirouri cu astea cât? Asta este 13. Asta este. Nu, profesor, mi-a scăcut emoție. Ți-am creat emoție, sigur, da. 8 plus 3 plus 1. 8 plus 3. Stai, așa e bine? Da. 8 și cu 3 cât faci? 12 și cu 1. Nu, 8 și cu 3 fac 11, îți vorbim. 12. Nu, 11. 8 și cu 3. Nu, 11. 13. 3, 6, 9, 12. Și cu 1. Adică? Adică 3 de 75. 4 de 75, da? Da? Că 4 ori fac 12. Deci ar însemna de 4 ori 75 plus încă plus cât? Dumnezeu asta, bă? 4 ori 75 plus 1, plus 25, da? Da. Deci de 4 ori câte 3, 4 ori câte 3 fac 12, da. Și cu 1 plus 1, 75, 1 ori 75, facem cât aici? Ia să vedem noi. 1,25. 1,25, corect. 25. În total, de 4 ori 75? Da, nu știu, de 4 ori 75 cum să faci mai calcul. Si! Cum? 150 plus 150. Așa, mă! Că de 2,75 ai făcut, deci 150 plus 150. 300. Și cu 25? 325. Dacă tu spui cum puteai să faci mai repede, mult mai repede. 4, 8, 12 și 1. 4, 8, 12 și 1. 4, 8, adică de câte ori... Câte 3? 4 ori 3, a făcut-o. Mai ușor. Unde mai ușor? Cel mai ușor. Cel mai ușor a fost așa. Dar va fi nouă ce mi-ar fi. Da, mă, ce tare. Uite, 26, da. Făcea 650. Da. 13. 13. De ce tare? 13, 325. Cum? Dar mai și 325. Uite. Cum? Păi nu, altă variantă. Deci altă variantă. 310. Deci știai tu înainte că 26 o dat 650. 13. 650 minus... Ia să vedem noi. În legătura între 26 și 13. Deci 13 și 13. 2 din 13. E parcă ai împărțit pe cealaltă în două părți. Pe 26 ai împărțit în două grămezi. Pentru tine 13 și pentru tine 13. Și 650 și păstrat noi, că vine 650 și păstrat noi. 300, 320 și 350. 325. Când 300 și 50 și păstrat noi, fac 325. Excelent! Aici am vrut să te văd eu.
Deci eu am vrut să văd dacă tu te-ai prins când ți-a dat 26, cum te duci la 13. Am zis să te duci aici. Dacă tot te construi tu pe 13, pe variantele tale. Și a fost foarte corect. Da? Deci ai făcut variantele pe care le-ai vrut. În final, ideea este așa. La... era altul. 3, 6, 9 și cu 4. 3, 6, 9. 3 și cu 4. 13. Deci 3, 6, 9 și cu 4. Da, fac 9 și cu 4, fac 13. De acord. De 3 de 3, 3 de 3 și cu 4. Da. Da? Și tot acolo ajungeai la 13. Doar că trebuie să gândească la cea mai scurtă variantă, nu? Da. Așa, să nu pierzi timp. Hai să dacă e unul rezolvat? Sigur că da. Că dacă copilul care s-a prins de repede că 26, jumătatea lui 26 e 13, îi împarte repede pe ăsta două grămezi, două părți egale, și a făcut treaba. Tu îți faci și construiești. Nu tu, că tu, vreau să spun așa, mai trebuie să fim foarte atent la speculații de astea. Tot timpul să fim pe față, ca să putem prinde lucrurile esențiale. Dar dacă ți-ar fi dat 17 plus 17, caiete 17 și 9, e cam cu? Da, da. 17. 425. Cum ai făcut, mă? 13 plus 4. Asta e. 13 plus 4. Adică 13. Plus un 4 și egal cu 17. Și tu ce te-ai dus la 325 plus 100. Asta înseamnă sprint, da? 425, asta înseamnă șmecherii care se vezi rapid. Da. Da? Deci de-aia e foarte încântat când prinzi chestia asta. Acum, 17 caiete plus 17 stilouri, costă 425. 17 caiete plus 19 stilouri costă... diferența de 2. Hai să spunem așa. 3 costă 455. 455. Cât costă fiecare? E diferența de 2. Unde e diferența de 2? La ce? La... la stilou. Da. Diferența de 2 la stilou. 455 la 255. Adică? 255. Nu. Care e diferența între 425 și 455? Deci, două stilouri costă 30 de lei. Cât costă un stilou? 15! Corect. Un stilou egal cu 15 lei. Dacă un stilou costă 15 lei, cât costă un caiet? Sau o carte? Deci, un stilou care a fost costă 15 lei, o carte? 15 lei. 30 minus 15? Cât? 30 minus 15? Păi, dar nu sunt de preț, nu sunt egale. Un caiet ai pe tablă și un stilou, cât costă? Un caiet și un stilou? La care? Ai pe tablă scris cât costă un caiet și un stilou? 15 minus 15. Păi tu ai aflat un singur stilou cât costă 15 lei. Dacă ai avea undeva scris cât costă un caiet plus un stilou? 30. Uite-te prin toată tabla. Mă te vezi tu că e un caiet și un stilou. 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 Cât costă? 25. Și fii de stilou, îl știi? 15. Din total, de 25, scădem stiloul. Care era cât a fost 15? Și cât este caietul atunci? 5. 25 minus 15? 10.
10 lei, mă! 10 lei! 10 lei, am putut istorie să faci așa de pare și de frumoase. Acum la sfârșit. Ei, nu se apără greu. Te-am dus așa, că nu ți-am dat egalitate. Te-am dus aici cu două în plus, ai găsit un stilou și tu trebuie să găsești un caiet. Dar asta aveai scris pe tablă un caiet și un stilou, pe asta atât. Că cu asta am și plecat la probleme. Da? Cu asta a mers foarte, foarte bun. Cât e ceasul? Când ești 5. Mai avem 5 minute. Mai avem 5 minute, sigur. Uite, vreau să-mi afle acum cât costă 33 caiete plus 34 stilouri. 33? Caiete plus 34 de stilouri. Nu-mi place. Nu-ți place, nu? Nu. Păi de ce nu-ți place? Dar chiar îmi place. Îți place, sigur. Da. Dar, profesor, 19. 19? Nu, 17. Da. Plus 3. Cât face 13 și 17 și 3? 33 Da, 33, dar aici 34. Deci pe 34 rupi ca un 33. Da. Deci o să zici 33 de caiete plus 33 gata, de stilouri plus un stilou egal cu plus un stilou. De acela, nu știu. Și acum cu 33 l-ai construit tu ca tine. Da. Cât ai zis cu 33? Asta, domnul profesor. Asta nu se vorbește și eu, mă duc să-i rămas în urmă. Un caiet din tot ăsta. Care e mișcarea ta? Iupi! 34 minus 15. 34 minus 15. A, nu, că 34 sunt ca număr. Hai să vedem, să urmărim 33. Cum ai construit pe 33 ăla, domnul Tati? 13 plus 17 plus 3. Deci 13 plus 17 plus 3. 3. Da? Și acum aici 33 de caiete. Plus, se înțelege aici că trebuie și plus un stilou. Dar 13 cât costă? 13. Cât am zis cât costă? Am găsit la întreba cât costă 13 caiete și 13 stilouri. Nu ești atât acum că ai văzut copiii rugând acolo. Mă, ne distrai să fiți. Unde ai 13 stilouri și 13 caiete? Cât costă? Adică cât tu citești numărul, că acolo cu degetul poți să văd. 325. Deci, 325 plus cât? Plus... Acum, 17 caiete, 17 stilouri sunt ele, nu? Căutați. Da, 17 și 17. Ia, ia vezi. 13 plus 17 plus 17, acum caută pe doamnă. Ai făcut? Uite, te-ai și uite, uite. Uite, atent, lasă jocul de copilul. Ia uite, sunt 13 acolo. 17 plus 17? 425, mai stai atent. Nu. Stai atent. Mă rog, acum uneam atent. 425. Da, zi 425. Plus 425. Da? Și plus? Un stilou de 3 ori stilou și caietul. 200. Plus 75. Da. Și un stilou care am zis noi cât costă 15, da? Și ai fost la mare, asta și îmi face încheierea. 100. Deci 5, ai făcut câte 10 la unități? 3.
40. Mai 5. De 4 ori de 5. De 4? 20. 0 și 2 la 10. Acum, hai la 10, hai să adunăm. 2 ăsta și cu 1. 2 și cu 1, 3. Și cu 7. 10. 12. 14. 114. Acum, unul acela ducem la sute. Da. Aici nu avem, aici nu avem, aici vine. 4, 5, 840. Da? 840. Corect, care e. Da. De nou, cu colecție foarte frumoasă, Mario a fost în priză până când au venit prietenii. Și o scos de priză, gata, că au văzut că... Da? Să facem. La revedere! Să nu uitați de like și share, să vă abonați la Profo Online. La revedere! La revedere!